Primele amintiri sunt legate, da, de teatrul de pentru copii sau de teatrul de marionete și păpuși din București. Mai mult ca sigur ar fi trebuit să fie undeva în școala primară, atunci când mergeam probabil la teatrul Ion Creangă sau la teatrul Țăndărică în București, împreună cu clasele. Țin minte un episod dintr-un balcon, eram într-un balcon al teatrului Ion Creangă în București, asta știu sigur și nu mai știu spectacolul exact, dar undeva două actrițe în planul secund, care nu aveau o scenă neapărat atunci, întoarse cu spatele la public, stând pe o banchetă, vorbeau de mama focului, erau surprinse într-o discuție extraordinar de palpitantă și de interesantă și țin minte că de acolo de la balcon m-am întrebat oare dacă așa era piesa sau cele două actrițe de fapt făceau altceva în timp ce în prim plan colegii jucau. Și atunci am rămas așa cu această impresie apropo de dacă cumva a fost o lipsă de respect față de noi, publicul foarte, foarte mic, sau într-adevăr era un moment de mare adevăr în scenă. M-am hotărât undeva în clasa 11-a, 12-a, deci spre sfârșitul liceului, când faptul că făceam teatru de amatori împreună cu colegii mei de liceu a devenit din ce în ce mai evident și că acolo a început să-mi placă din ce în ce mai mult și că nu depuneam aproape niciun efort să găsim texte, să repetăm, să ne găsim timp pentru a repeta, pentru a crea spectacole împreună. În aceeași perioadă când am început să merg la evenimente de genul Uși Deschise, la UNATC în București, mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo. Am spus că aș vrea să fiu cu acei oameni, mă interesa să fiu în preajma lor, să mi-aș fi dorit ca ei să fie colegii mei, mi-aș fi dorit ca acolo să se întâmple viața mea într-un fel. Și m-am apropiat încet și a devenit destul de evident la un moment dat. Eu m-am pregătit și pentru științe politice în același timp, pentru când mă pregăteam și pentru actorie. Și până am ajuns, de fapt, să fiu student al UNATC-ului, au mai trecut de la absolvire încă 2 ani. Am trecut prin 3 admiteri și 2 ani până să chiar să ajung acolo. Timp în care am profitat și am făcut la Universitatea din București 2 ani de științe politice. Și într-un fel asta, cumva, aceste două domenii au fost în permanență în viața mea, prezente într-o formă sau alta, deși științele politice au căzut în planul al doilea și apoi teatru, actorii a devenit în prim planul preocupărilor mele și a devenit profesia mea. După ce am terminat facultatea, cred că prima propunere a venit din partea lui Chris Simion, cu care am făcut un spectacol Pescărușul Jonathan Livingstone pe terasa la Motoare. Aceea a fost prima colaborare. Apoi am colaborat cu Alexandru Măzgăreanu, colegul meu de promoție de la secția de regie, la un spectacol romanțioșii de Edmond Rostand. A fost primul spectacol pe care l-am făcut în care nu mai eram împreună cu alți colegi de clasă, în care nu mai eram supervizați de profesori. Am făcut așa cum credeam noi. Miza e extrem de importantă pentru atunci când ești la început de drum. Ești o perioadă pe care ar trebui să ne o amintim noi cei care facem mai departe meseria, acel început cu atât de multe emoții, când miza este atât de mare, pentru că ești la început, nu știi dacă te vei descurca în acest domeniu, dacă te vei bucura de succes, dacă vei mai avea un alt proiect și atunci acest tip de nebunie, de a descoperi colegii, de a încerca să pui pe foaie, să pui în o generație, o promoție împreună cu colegii pe care îi ai, atunci mizele sunt foarte importante și emoțiile sunt de asemenea foarte importante. E această teamă că ai terminat facultatea și nu știi dacă cine ești tu, pentru că încă te descoperi, e foarte
foarte la început. Dacă încă te descoperi, e interesant pentru ceilalți, dacă vei fi remarcat, dacă este suficient cât faci. Bineînțeles că apoi întâlnirile cu cei care au mai multă experiență sunt importante pentru a te ghida, pentru a te forma. Eu imediat după ce am terminat facultatea, chiar în acel an, am venit la Craiova. Deși eram deja student la masterat, am continuat cu un masterat tot la UNATC București, undeva într-un început de decembrie 2008, foarte răcoros și cețos, am ajuns cu un tren de la București la Craiova, unde se organiza un concurs despre care aflasem. A fost primul contact cu Craiova, despre care știam foarte mult din povești. Da, au fost acești primi ani în care un om extrem de important pentru mine, evident, a fost Mircea Cornișteanu. El, fiind directorul teatrului, a fost probabil și cel care a spus că m-a ales să vin în această echipă și cel puțin din punct de vedere tehnic, pentru că m-am învățat foarte multe. Pentru că, bineînțeles, 3 ani de facultate nu sunt suficienți pentru a căpăta un meșteșug. Vii cu această energie și cu această pasiune despre care vă vorbeam, care trebuie să fie în permanență antrenată. Și pentru această scenă extrem de generoasă a teatrului și pentru a învăța această mică diferență între teatru profesionist și școala de actorie. Un spectacol important pentru mine a fost The History Boys, un spectacol care se joacă încă, acum la mai bine de 5 ani de când a avut premiera, la Teatrul Excelsior din București, în regia lui Vlad Cristache. Un spectacol care este foarte potrivit pentru acel loc, fiind un spectacol dedicat adolescenților, care ridică o problemă, multe probleme legate de educație, legate de sexualitate. Un spectacol important pentru mine de la Craiova este Dacă am gândit cu voce tare, în regia lui Radu Afrim. A fost momentul în care cred că aici la Craiova am beneficiat în sfârșit, deși după mult timp, de un spectacol în care să mă simt foarte, foarte liber și foarte bine. A fost un spectacol pe care cred că Craiova, de exemplu, a văzut prima oară un sărut gay pe scenă. Mi-amintesc că la primele reprezentații se auzea un în sală. Am reușit să fac două spectacole de tip one man show. Mi-am dorit această experiență. Alți colegi de promoție, de generație, aveau acest tip de experiență și mi-am dorit să o încerc. Un spectacol se numește Dorian, făcut în regia lui Oanei Răsuceanu, un spectacol de dans fără cuvinte. Dansul este o altă pasiune mea foarte importantă, un spectacol pe care și la Craiova s-a văzut. Am venit un turneu cu acest spectacol și un alt spectacol de tip one man show este Open, pe care l-am făcut împreună cu Leta Popescu la Fabrica de Pensule în Cluj-Napoca, în care într-un stil performativ e vorba și despre viața mea personală pusă într-un context general. Am avut nevoie în permanență să am acest tip de detașare pentru a reveni la Craiova. Cred foarte mult în a pleca și a reveni. Pentru mine funcționează acest sistem în care nu rămân doar într-un singur loc. Cred că pentru a înțelege mai profund și pentru a-mi urma gândurile, pasiunea, preocupările, eu cel puțin personal am nevoie de acest tip de detașare permanentă. Teatrul rămâne mediul în care mă exprim deocamdată cel mai bine și cel mai coerent. Cred că trec într-o altă etapă și a vieții și asta e foarte interesant de privit, cred că o evoluție unui actor în timp, pentru că, de ce spun aceasta? Pentru că mă depărtez un pic, cred, cel puțin în mintea mea, de rolurile de tânăr, de adolescent, deși oamenii îmi spun că încă păstrez undeva acest tip de aer ușor mai tânăr.
Dar îmi dau seama că interior încep să funcționeze alte mecanisme și sunt cred că privesc spre viitor cu curiozitate apropo de felul în care și modalitățile în care eu voi reuși să mă exprim artistic. Sunt foarte curios de ce de cum se vor crea spectacolele în viitor. Sper să trăiesc vremuri cât mai interesante apropo de cum vom face teatru, cum vom regândi teatrul. Am trăit destul de mult cu acest tip de impresie a faptului că regizorul, de exemplu, este autorul absolut al unui spectacol de teatru. Acest tip de cultură care există și nu e nimic de judecat în asta. Dar am impresia că actorii trebuie să caute să-și redescopere latura mult mai creativă prin inițierea unor proiecte care să îi intereseze personal, să îi preocupe. Asta m-ar interesa foarte mult la Teatrul Viitorului, astfel încât sistemul în care funcționăm să nu ne mai pună în această situație în care să fim considerați executanți neapărat, ci să reușim prin inițiativa noastră, prin preocupările noastre, să devenim într-adevăr și să fim considerați și în breaslă și de spectatorii noștri, co-creatorii ai unui spectacol, oricare ar fi acesta. Cred că asta e una din preocupările și din gândurile pe care le am pentru viitor. Îmi place să călătoresc foarte mult sau pe cât posibil, pentru că așa cunoști oamenii. Îmi place foarte mult să călătoresc, nu neapărat ca un turist obișnuit. Îmi place să merg să cunosc oamenii de unde merg, dacă am această ocazie. Îmi plac aspectele poate mai simple ale vieții, uneori să mănânc bine, uneori să mă văd cu prietenii. Prietenii sunt foarte importanți pentru mine. Sunt un punct de sprijin, sunt am prieteni foarte, foarte vechi, am prieteni din copilărie, am prieteni din liceu, am prieteni din facultate. Să ne întrebăm, să ne verificăm, să vedem cine mai suntem după un anumit timp, asta îmi face foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult pentru un anumit tip de liniște, acum, ca să fie pur și simplu la ce m-am dus cu mine, cu gândul, să nu găsesc un răspuns bun sau potrivit sau absolut. Da, a fost un templu undeva în apropiere de Krabi, în Thailanda, un loc în care am ajuns într-o zi foarte ploioasă, cu foarte multă verdeață în jur, un templu în care un Buddha enorm, auriu, trona și noi ne ascundeam de ploaie și undeva ceața era mai jos de nivelul nostru, undeva pierzându-se printre stânci și printre copaci, un loc cu foarte, foarte multă liniște în care aveam alături pe cel pe care îl iubesc foarte mult și în care totul era un moment plăcut și de liniște, în care eram coerent și în armonie cu mine și cu ce se întâmplă în jur. S-a întâmplat de mult, eram elev la liceu și profesoara mea de română m-a prins într-o zi scriind la ora de meditație, stăteam la cămin și m-a întrebat ce faci acolo, nu vezi la română? Ba da, învăț, am zis. Dă-mi și mie să văd ce înveți. Și a văzut că scriam la o proză, o novelă, mă rog. Era un exercițiu al meu, așa. Și a fost foarte plăcut, surprinsă. Și a zis să o termin și să o dau. Am terminat-o. În câteva zile am dat-o și m-a întrebat
Dar tu l-ai citit pe Arghezi? Era destul de greu de citit Arghezi atunci. Îl făceam mai târziu și am zis că nu. Câteva poezii pe care le știam așa de mai de mult. Dar proză nu citisem. Ești, parcă ai fi inspirat din Arghezi. Se numea Fructele foamei, proza. Și apoi m-a trimis la un concurs, filozofie, literatură, ceva de genul ăsta și m-am hotărât să merg la facultate într-un domeniu umanist. Mai întâi la literatură, apoi m-a răzgândit și am mers la filozofie. Și cam așa s-a întâmplat cu... M-a încurajat și asta a fost un... pentru mine un lucru extraordinar. Eu, urmând un liceu de mate fizică, cum ar fi astăzi, deci teoretic, cu multă matematică și fizică, eram puțini, rar cei care aveau așa mici vocații literare, să spunem. În volum am debutat în 1997 cu o carte de eseuri culese din caietele în care scriam de-a lungul timpului, de când eram student până mai târziu după Revoluție. Eseuri care urmau unor lecturi, fie de filozofie, fie de literatură. Apoi, celelalte lucrări pe care le-am publicat imediat au fost de filozofie, pentru că a fost o perioadă când trebuia să fac mai multă cercetare, o perioadă de doctorate, pentru că am fost angajat într-un doctorat aici și în altul în Franța. După aceea am publicat din tezele de doctorat, specialitate pe Eliade, în general mit, filozofia imaginarului. Am introdus un curs nou de filozofia imaginară la Universitatea din Craiova, la Universitatea din București. Și de câțiva ani, de vreo 7-8 ani, să spunem așa, am început să public de literatură. Am publicat primul volum de proză scurtă, am debutat acum vreo 10 ani și anul trecut volumul de teatru. Nu m-am gândit niciodată că voi publica teatru și cu atât mai puțin că o piesă de-a mea într-o zi va fi jucată. Și acum vreo 6-7 ani a fost o perioadă mai intensă când veneam și vedeam cam orice piesă de teatru și m-am gândit să dau forme mai dramatice unor idei, unor lucrări ale mele și așa a ieșit prima piesă, Bătrânul și Eutanasierul, cu care am participat la acel concurs, prima piesă definitivă. Și de când am început să scriu, de când s-a publicat această piesă, de când a fost practic jucată, am început să scriu alte și alte piese, trecând de fapt de la proza scurtă la dramaturgie. Kandahar sau lupta soldatului cu îngerul. E o piesă în două acte. Undeva în România postcomunistă, un soldat rănit în Afganistan cu o dizabilitate majoră vrea să se sinucidă, însă are dintr-o dată un vis. Un dublu al său vine să facă o reconstituire după sinucidere. În acel moment, în apartament, intră o tânără de la un așezământ religios, care este trimisă de fapt de un serviciu secret, cu promisiunea că îi va elibera tatăl, prizonier în Afganistan, dacă recuperează un stic de memorie aflat în posesia soldatului rănit în război. E vorba de un film scurt în care apare un ofițer american acuzat de trădare. Piesa este o parabolă postmodernă a luptei cu îngerul din visul lui Iacob. Spre deosebire de textul biblic în care Iacob
deși învins, iese binecuvântat de Dumnezeu, aici îngerul se sinucide pentru că nu reușește să-și salveze tatăl. Moare îngerul, moare și soldatul. Deși epilogul încearcă să decripteze întregul scenariu, el ne propune în fapt o nouă criptare, lăsându-l pe cititor sau spectator să interpreteze textul și jocul. Soldatul. Serios, după ce ceața se risipește. Hei, sunt multe feluri de a te sinucide. De ce oamenii îl aleg pe acesta cel mai des? Dumnezeu știe. Sau știe el cu adevărat de ce se sinucid oamenii? După un timp, cineva bate la ușă, de mai multe ori, o deschide și intră. O femeie tânără, îmbrăcată ca o soră medicală, într-un costum cu fustă lungă. Tânăra, cu timiditate. Bună ziua! E cineva? Scoate un țipet când vede scena. Soldatul rămâne surprins câteva secunde. Femeia aleargă spre el. Doamne, păzește! Se apucă să-i scoată funia. Soldatul încearcă să se opună, trage de ea. Ce faci? Unde te crezi? Tânăra, preocupându-se de frânghie în continuare, nu răspunde. Doamne, era să te nenorocești. Se închină tremurând. Soldatul, cine te-a trimis? Cine ești? Tânăra, sunt îngerul. Asta sunt. Dacă nu veneam la timp, erai pierdut. Am fost repartizată astăzi de la așezământul Maica Tereza. Soldatul, cine te-a repartizat? Eu n-am cerut nimic. Tânăra, știu. Doamne, iartă-ne nouă greșelile. Soldatul, te rog să pleci, n-ai niciun drept să vii aici să faci pe îngerul. Tânăra, îți dai seama ce era să faci? Să te omori? Cel mai mare păcat. Doamne, ferește. Soldatul, ce-ți pasă ție? Nu permit nimănui să se bage în viața mea. Tânăra, care viață? Ești inconștient? Să te sinucizi? Soldată, nu e treaba ta. O să sun la poliție că ai intrat în casă fără permisiune. Tânăra, ușa era deschisă și nu am venit să fur sau să fac vreun rău. Am și repartiție. Soldatul, de unde știați voi de mine de ai venit încoace? Tânăra, pentru că așezământul știe totul despre oameni în suferință. Soldatul, în primul rând, eu nu sufăr de nimic. Sunt furios și atât. Sunt furios pe mine, pe destin, pe tot ce mi se întâmplă. Acum și pe așezământul vostru. Tânăra mirată. De ce? El nu vrea decât să ajute, atât. Soldatul ironic. Da, așezământul vostru plin de îngeri, din care mi s-a repartizat și mie unul, vrea să mă ajute. Dar n-am nevoie de el. Doar îmi prelungește furia și deznădejdea. Vreau să mor. Caută teatral din ochi funia. Tânăra, deznădejdea e o mare suferință. Mama avea 3 copii când a dispărut tatăl meu în Afganistan. Ea nu s-a plâns și nu a disperat. Ești un laș. Soldatul, ești rusoaică sau moldoveancă, după accent? Tânăra, ce contează? Soldatul, știu, nu contează. Tânăra, nu știi nimic. N-ai cum să știi. Ai trăit în altă lume. Da, mama e rusoaică și tatăl moldovean. L-au trimis pe front. Soldatul, îmi pare rău de tatăl tău, dar asta nu are de-a face deloc cu mine. Tânăra, ba da, au murit 300 de moldoveni acolo. Alții au dispărut. Soldatul, măcar i-au murit. Eu am ajuns acasă paralizat. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă să-ți vezi o parte ca târnă pur și simplu de tine, fără niciun sens. Eu vreau să merg, vreau să alerg. Aproape că plânge. Tânăra, ne-am fi mulțumit ca tata să fie ajuns și fără picioare, iar tu îți bagi joc de Dumnezeu care te-a lăsat în viață. Am început cu literatura și cred că o să termin cu literatura, pentru că are o dominantă mai empatică. Și probabil că începe cu tinerețea, la mine cel puțin, și se încheie cu ultima parte a vieții. Pentru filozofie trebuie să ai o energie specială. Și nu mă refer numai la o rigoare a muncii
continuă, dar și la o dorință așa adânc care să te țină permanent într-o stare de creație, ori nu ai întotdeauna viziuni, idei. De multe ori citești luni de-a rândul unele texte destul de greoaie ca să înțelegi bine și ideile și să le poți folosi, utiliza. Ei, la literatură mai ai câte o scăpare, să zicem, de care nu știi. Așa, care vine din când în când, nu știi de unde, și atunci te pui pe scris. Eu aș vrea să răspund amândouă la aceeași nevoie astăzi, adică să fie una de ordin soteriologic, adică de salvare. Pentru că până la urmă se completează, adică nu sunt atât de diferite. Să salveze acea parte din noi, a umanului, care este din ce în ce, consider, mai mult amenințată de o lume a abstracțiilor tehnologice și a unei raționalități monovalente, pragmatice. Pentru că, practic, acolo este umanitatea noastră, în cultură, în literatură, în tradiție, și să găsim toate mijloacele ca să le ocrotim. Arma crimei a fost o pușcă pe care chiar el o făcuse cadou tatălui său de Crăciun. Se pare că ultimele sale cuvinte au fost: am obținut ce mi-am dorit. Eu n-am putut face asta, așa că l-am împins pe el să o facă. Și acum rămâneți pe WTLT pentru Night Talk cu Barry Chamberlain. Cu 30 de ani de când Eric Bogosian a scris Radio, care a avut premiera la New York. Dramaturgul alege radio drept pretext pentru a dezvălui opiniile unor nevăzuți interlocutori și ale unui moderator care se întreabă mereu ce ar fi dispus să facă pentru ca audiența emisiunii lui să crească. Hărțuirea publicului și dialogurile dezlănțuite, în care oamenii protejați de anonimat vorbesc despre rasism, religie, sexualitate sau droguri, sunt subtextul tematic al piesei, care pare mai pertinent decât oricând. Piesa radio, montată și la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, a fost apreciată de criticii de teatru, dar și de public. Radio, un text de Eric Bogosian, regia Bobby Pricop, scenografia Nicola Toromanov, și în rol principal, în rolul lui Barry Chamberlain, rebelul prezentator radio, jucat excepțional de Sorin Leoveanu, fapt remarcat și de către juriul uniter, pentru că, din fericire, a primit o nominalizare pentru acest rol. Noi ținem pumnii să ridice și trofeul și să își mai adjudece încă unul, pentru că n-ar fi la primul, și firește, un astfel de actor, când întâlnește un astfel de text, produce astfel de evenimente. Și acum, direct din inima statului Ohio, a sosit timpul pentru întâlnirea cu cel mai popular, mai controversat talk show din Cleveland. Night Talk cu Barry Chamberlain. Cea mai proastă veste a serii este că 3 oameni din 4 preferă să se uite la televizor în loc să facă sex cu soțul sau soția. A doua proastă e că aseară niște puști au rămas fără bani pentru cocaină, așa că i-au înfipt un cuțit în gât unei doamne în vârstă de 80 de ani.
chiar aici pe Highland Road. 20! 20 de oameni au fost martori la crimă, niciun n-a ridicat un deget. Tot ieri noapte, poliția a descoperit un club elitist ascuns unde niște doctori, avocați, dentiști, procurori, cetățeni respectabili de altfel, întrețineau relații sexuale cu copiii voștri. Și asta doar aici în Cleveland. O singură noapte într-un oraș american. Hai să înmulțim asta cu câteva sute de orașe americane și o să avem imediat imaginea reală a unei țări unde cultura e doar pornografie și violență, unde morala înseamnă trafic de influență și mită, dar numim asta lobby, unde integritatea e compatibilă fără probleme cu minciuna, manipularea și desfrânarea. 555-9855. Lăsați-vă deoparte cu sterica din fața televizorului și puneți mâna pe telefon. Vreau să vă aud. Ce aveți de gând să faceți pentru țara asta, a noastră, a voastră? Aici, la radio, Night Talk, ultima voastră scăpare. Oamenii nu mai știu cum să vorbească unii cu alții. Hai să luăm primul telefon. Francine, ești în direct. Regizorul Bobby Pricop dă consistență teatrală trăirilor acestui moderator atipic pentru anii 80, Barry Champlain. Decorul, conceput de scenograful Nicola Toromanov, creează atmosfera fiecărui moment. Intervențiile sonore ale percuționistului Eduard Gabia punctează și ele fiecare secvență a piesei. Sorin Leovean, în rolul lui Barry Champlain, face un rol de creație, care i-a adus și o nominalizare la Premiul Uniter pentru cel mai bun actor în rol principal. Actorii Teatrului Național Marin Sorescu, distribuiți la vedere pe scenă sau ca voci din off, sunt partenerii personajului Barry, interpretând unii dintre ei remarcabil mai multe personaje. Spectacolul, dincolo de performanța extraordinară a lui Sorin Leoveanu, este o performanță fantastică a echipei, echipa din off, toate vocile pe care le veți auzi, partea de sunet, partea de muzică făcută de Eduard Gabia, totul vine mânușă pentru ceea ce și-a dorit Bobby Pricop și reușesc împreună să facă teatru de cea mai înaltă calitate. Sunt două ore de spectacol foarte intens în care practic ai senzația că nu se întâmplă nimic pentru că este totul foarte static, pe scenă este un decor de radio, Sorin Leoveanu stă non-stop două ore jos și vorbește, dar felul în care o face este foarte dinamic și foarte puternic și nu simți când trec două ore. Intervențiile telefonice ale colegilor noștri din spectacol sunt absolut fabuloase, iar Vlad Udrescu vine la un moment dat și sparge toată această senzație de radio cu intervenția lui fabuloasă, un rocker excentric, ușor într-un abur bahic, care vine și aduce mult umor acestui text, care de altfel e foarte puternic și foarte actual, chiar dacă este scris în 80. Tot astăzi s-a aflat că legendarul pugilist Muhammad Ali a fost diagnosticat cu boala Parkinson. Ali s-a întors în țară din Germania de Vest și a fost internat la secția de neurologie a spitalului din Palavia pentru teste și evaluări. Vlad Craioveanu vine și deschide spectacolul nostru. Spectacolul începe cu o parte de știri, iar felul în care conceptul spectacolului a fost gândit este ca la fiecare spectacol să avem un om de radio, de adevăratele, care să vină și să spună aceste știri. Încă o dată, ascultând aceste știri, stai puțin și nu-ți dai seama dacă s-au întâmplat acum sau chiar sunt textul din anii 80. Bine, este textul din anii 80, dar realitățile sunt la fel de prezente și astăzi. Aveam altfel de corona, aveam alți virus și alte probleme, dar ele sunt foarte, foarte asemănătoare. Mi s-a părut foarte interesantă, mai ales că fiind subiectul ăsta cu radio, încerci să privești din unghiurile cu care ești familiarizat și de câteva ori am avut senzația că îl văd pe Andrei Gheorghe pe scenă, m-a rebulversat, că oricum dispariția lui, cred că nici în momentul ăsta n-am trecut peste cu totul. Foarte bun jocul actoricesc, cred că o să iau un premiu Uniter omul ăsta, eu așa simt. La cum a jucat astăzi, a fost de acolo. Eu dacă aș avea un radio, l-aș angaja mâine, spune, tu faci programul de seară.
Și în același timp recunosc că e flatant să vii pe scena teatrului din orașul în care ai copilărit. E cea mai bună introducere. 25 de ani n-am semnat niciun contract pe nimic cu zona asta a Olteniei și uite că primul vine din zona culturală și consider că e mai bine așa, că mi se potrivește mai mănușă rolul. Și despre țările din blocul comunist, ce părere ai, Josh? Nu țările comuniste, ne îndepărtăm de subiect. Deci încercam eu să spun... Nu ne îndepărtăm deloc de subiect, Josh. Fix acum ajungem la subiect. Subiectul e că tu habar n-ai despre ce dracu vorbești. Așa e? Mă suni și încep să... Mă sun și încep să turui o grămadă de aberații socialiste, fiind absolut convins că tu chiar ai ceva de spus, dar nu ai nimic de spus, George, pentru că tot ce faci nu este altceva decât să repeți mecanic niște rahaturi pe care le-ai auzit cine știe pe unde. George, fii atent cum faci. Mai uit una pe o carte, două, trei, patru, da? M-ai închis dracului televizorul și după aia poate mă mai sun Night Talk. Practic e vorba despre lipsa de educație a oamenilor și văd că asta nu se schimbă, adică proști erau și în anii 80, proști sunt și în anii 2020. Prostia rămâne la fel, slavă Domnului. Dar piesa de teatru mi s-a părut că a atacat exact șabloanele alea de oameni care consideră că ideile lor sunt cele mai bune și lipsiți total de toleranță, cum sunt și acum. Piesa vorbește despre anii 80, dar și acum, când aud, aoleu, vin imigranții peste noi, aoleu, ăla e homosexual, e profesor, aoleu. Tot felul de lucruri la care societatea nu s-a adaptat și foarte bine că sunt aduse în discuție într-o piesă de teatru. Poate așa se gândesc de două, trei ori când pun etichete. Prieteni, suntem în direct. Am revenit în direct. Alături de mine e un invitat foarte, foarte special, Kent. Salute pe cei de acasă, Kent. Fix ce voiam să zic și eu. Îmi place foarte tare că am o libertate foarte mare de exprimare și Bobby m-a și lăsat să improvizez, m-a lăsat să-mi fac damblalele. Dar mai mult ce să zic, nu știu dacă e un rol pe care îl fac de obicei, adică e ceva mai ieșit din tiparul meu. E un rocker drogat care e un mare fan al acestui Crainic și vine, este invitat în emisiune și atunci își face de cap acolo în emisiune și într-adevăr e un rol foarte viu, foarte tonic, foarte energic și cu mult umor tratat. Da. Dar el de fapt un paria, e cumva cui se adresează. E o oglindă foarte interesantă pusă în fața acestui Crainic de televiziune pentru că de fapt acest punker pe care eu îl interpretez e spectatorul lui și are un moment, cred că are un moment de neînțelegere vis-a-vis de cui de fapt ne adresăm când luăm un interviu, când facem teatru, când vorbim în public, când, să zicem, suntem formatori de opinii. Nu, omule, e un film despre cum, nu mai știu cum se numește, despre cum oamenii în viitor o să aibă niște televizoare care o să-i spioneze, știi? Și după aia chiar nu o să mai poate opri revoluția. Cine nu o să poate opri revoluția, chiar? Cum cine, omule, Big Brother, guvernul, corporațiile astea, toți sunt niște fascici, vor să ne controleze mințile. Să ne transforme niște zombi și de asta libertatea e importantă, așa cum... Are atât de multe subiecte de discuție, pune atât de multe teme în joc, încât nici nu știu pe care să o aleg întâi. Că pune și tema omului care iese în fața altora și spune ceva, adică și aceea de actorului, omului care lucrează în televiziune, în radio, formatorul de opinie și, pe de altă parte, pune și probleme de... Problemele astea cu care se confruntă societatea acum, homofobia, rasismul, sexismul, care acum sunt din ce în ce mai prezente și în discursurile publice ale politicienilor și ale oamenilor. Și cred că de asta e și important dezbaterea asta pe care o propune piesa despre toate problemele astea sociale care ne înconjoară. E interesant cât de actuală poate să fie o piesă scrisă acum 30 de ani. E impresionant. Parcă problemele nu s-au schimbat de fapt. Ecologie și așa mai departe, cu astea ne confruntăm și acum și întreaga Europa se confruntă și acum și de-aia este atât de valabil textul. Dacă ai picat examenul la școala de șoferi și ești prost,
Da, frate, da, simte. Nu știu, că am văzut-o și eu. Toate bune? Da. Hai să dăm drumul. Hai. Foarte bine mă simt la radio, mă simt privit la radio. A început să-mi devină un spectacol drag, tot jucându-l în mod repetat în ultimul timp, de fapt, nu, chiar acum câteva luni l-am jucat de mai multe ori. Eu mă simt bine, m-am lăsat de fumat așa că nu mai pot să mai fumez, că îmi fumam 3 țigări acolo în timpul spectacolului, îmi beau cafeaua, încerc să mă instalez cât mai mult. Încerc să particip acolo, să fiu alături de el în ceea ce spune, cum cred că se întâmplă în mod normal. Nu-mi dau seama, încerc să preiau ce spune, e destul de complicat, sunt 2 ore și jumătate în scenă și cred că am 20 de replici maxim date peste cap și mi-a fost foarte ciudat. E foarte mult de sal, la un moment dat uit că sunt privit, la un moment dat îmi dau seama că sunt privit și că ar mai trebui să fac nu știu ce și nu știu ce. Am, în schimb, o grămadă de sarcini tehnice, volume, oner, tot felul. Câți ani ai? 23. Păi și ce faci? Nimic. Când a fost ultima oară când ai făcut totuși ceva de bine? Nu știu, cam acum o lună? Ce ai făcut acum o lună? A fost și am înotat. Tema principală a omului de radio, a formatorului de opinie, a influencerului din ziua de astăzi, a vloggerului din ziua de astăzi, se găsește foarte bine în Barry Champlain. Dacă e să vă dau un exemplu, mă gândesc la această doamnă Dana Budeanu, care a creat acum o isterie. Ea pare că nu vrea să fie privită, că nu vrea să... Cam așa e și Barry. El nu vrea să fie privit, nu vrea să fie ascultat de toată lumea. În schimb, își face cu foarte mare pasiune meseria. Cred că temele adunate, adică probabil că el a și fost scris de omul care l-a și jucat pe Barry Champlain, de Eric Bogosian. Filmul a ieșit undeva în mijlocul anilor 80. Probabil că această idee de radio și de mai mulți oameni îți facilitează punerea în pagina mai multor teme de dezbatere. Fiecare vine cu experiența lui personală și cu problemele lui și este un fel, am auzit de foarte multe ori asta, un fel de Andrei Gheorghe al nostru. Foarte mulți din spectatori, din oamenii de radio au spus că și-au adus aminte de Andrei Gheorghe în spectacol. E greu pentru că mi-am dat seama, cred că pentru prima dată, că e mult mai greu să ai un rol fără vorbe multe decât unul cu vorbe multe. E mult mai greu să stai să asculți mult și să rămâi atent și în situație, ca să zic așa, decât să ai vorbe multe pe care să te sprijini. Cumva și noi facem parte din staff-ul lui Barry Champlain, dar suntem și spectatorii ai show-ului lui, adică suntem și în afară și uneori înăuntru. Au găsit o femeie cu 67 de pisici în casă, recreștea pentru blat. În Franța există fabrici clandestine de lactate umane, unde femei sunt abuzate și mulse. 3 din 4 persoane. Da, să ne ridici calea. Relația din scenă e aceea că, mă rog, pentru Barry Champlain probabil că este o aventură, pentru personajul meu, pentru Linda, e ceva serios, s-a îndrăgostit de el, încearcă să treacă la următorul nivel, dar Barry nu e pregătit pentru lucrul acesta, pe scurt. Am așteptat jumătate oră seara, Barry, în ploaie. Ai intervenit ceva. Serios? Da. Deci jumătate de oră am așteptat în ploaie, asta e tot ce am să zic. Pare rău, dacă eram locul tău, plecam de mulți. Ok. 3 din 4 persoane de gloară la televizorul lor să facă sex cu partenerii lor. Un tip din California vrea să devină mamă surogat.
cercetările noi despre SIDA demonstrează că fenotipul uman... Eu dacă SIDA nu vreau să vorbesc de ea. Pe Sorin Leoveanu îl cunosc de multă vreme, am mai lucrat împreună, nu este prima dată. Nu pot să zic că sunt surprinsă de performanța lui, mă așteptam să facă un rol deosebit, mai ales că mi se pare că personajul îi se potrivește foarte, foarte bine. Adică de la prima lectură, cu toții cred că am avut senzația că e un rol parcă scris pentru el. Deci e o performanță absolut lăudabilă, dar așteptată de noi. Cred că de noi toți. Artistică revine încet la normal în Râmnicu Vâlcea. Prima expoziție cu public de după instaurarea stării de urgență a avut vernisajul la Galeria Cozia. 30 de artiști din întreaga țară au fost provocați să dezvăluie ori să descrie propriul lor mod de interacțiune cu geometria, răspunzând astfel unei teme extrem de bogată în semnificații. Provocarea lansată de Ramona Șlug, curator al expoziției, a generat o diversitate de răspunsuri. Intitulată Geometrii, prima expoziție de artă contemporană cu public, ce a avut loc în urma măsurilor de relaxare în organizarea filiarei Râmnicu Vâlcea Uniunii Artiștilor Plastici din România, reunește lucrările a zeci de artiști din țară și din străinătate. Ceea ce ne-am dorit noi e să provocăm mai departe și alți artiști să ne cumva să ne duelăm și cu alți artiști din afară, din afara filialei Râmnicu Vâlcea, și am încercat să aducem artiști din mai multe ramuri ale artelor, să acoperim și partea de arte decorative și partea de arte plastice. Avem și foto, video, ce mai avem? Textile. Și am încercat să aducem și oameni răspândiți aici colo, mai din nordul țării, din Oradea, mai din București sau chiar din Franța și Spania, niște colegi plecați cu mult timp în urmă din țară. Geometria, până la urmă, este partea rațională a actului de creație, dar poate fi și o parte de final, dacă e să ne uităm în istoria artelor plastice moderne și chiar contemporane. Aș vrea să fac doar o singură trimitere, să vedem în ce măsură geometria a putut să influențeze într-un mod substanțial o direcție, un trend în arta modernă și contemporană, să ne amintim de muntele din San Vitoar al lui Cézanne, care Cézanne, folosind un motiv pe care îl geometrizează și îl transformă din aproape în aproape, ajunge ajunge până la abstracție, este locul sau momentul sau nodul evolutiv care duce la formarea unor curente moderne de mai târziu, mă refer aici la cubism, la abstracționism și la alte curente care au luat naștere în acea perioadă. Și galeriile Artex din Râmnicu Vâlcea și-au deschis porțile venind în întâmpinarea publicului cu Art Simptomatic, o expoziție de artă conceptuală care propune ca mesaj lupta contra formalismului estetic. Absolventa a Facultății de Arte din Timișoara, Alexandra Ungureanu, autoarea expoziției, aduce în atenția publicului simptome ale vremurilor noastre exprimate prin mijloacele artelor vizuale. Am ales o expoziție care consider eu, încă din titlu, care răspunde nevoilor de astăzi, titlul Art Simptomatic.
este o alăturare de cuvinte pe care am considerat-o perfectă, și anume art simptomatic, simptome ale artei, dar în același timp avem și influența termenului somatic, derivat, adică apartenent corpului. Și atunci cumva am considerat că acesta este practic demersul care se întinde pe o perioadă de mai bine de 6 ani, pentru că sunt lucrări inclusiv din facultate, licența și nu numai, și după facultate și după master, de altfel. Da, este un demers care se întinde pe o perioadă de mai bine de 6 ani și am pornit, zic eu, de la forma finită, de la corp, înspre neformă, înspre abstractizare, înspre ideea de concept. Și foarte important, sau ce am urmărit eu, a fost ideea, este în continuare, conștientul și inconștientul ca tot unitar. Practic ce fac prin conștient, încerc să dezleg inconștientul.